Omul de afaceri Sucevean Gheorghe Filipciuca a încetat din viață marți dimineață la Spitalul Județean Suceava, după ce a suferit mai multe complicații în urma infectării cu noul coronavirus. Gheorghe Filipciuc a fost internat la Spitalul Județean Suceava la jumătatea lunii octombrie după ce a fost testat pozitiv cu COVID-19 și pe fondul mai multor afecțiuni cronice preexistente. La finalul lunii, starea sa de sănătate s-a agravat, acesta fiind transferat la secția de terapie intensivă. Din cauza afecțiunilor cronice de care acesta suferea, la care s-a adăugat și infectarea cu noul coronavirus, acesta a decedat în noaptea de luni spre marți. Gheorghe Filipciuc a fost un cunoscut antreprenor în mediul de afaceri sucevean și un investitor important în domeniul horeca